Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt preotul Marius Reșceanu și vă propun pentru ediția de astăzi, aici la Spirit și Credință, să vorbim despre Apostolul Andrei, ocrotitorul nostru al românilor. L-am invitat să fie alături de noi, aici în studio, pe Părintele Profesor Ioan Sorin Bora, director al Departamentului Teologie din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, căruia îi spun bine ați revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit, sănătoși, și sperăm să îi găsim sănătoși pe toți cei de acasă, mai ales pe cei care poartă numele Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul tuturor românilor. La mulți ani și multă sănătate tuturor! Este o zi în care cu toții ne bucurăm pentru că începe o perioadă a sărbătorilor importante pentru noi creștinii și pentru noi românii, pentru că noi îl socotim pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, este cel care, primul dintre apostoli, pășește pe pământul nostru românesc, al moșilor și strămoșilor noștri, pentru a aduce cuvântul Evangheliei. Dar socotesc pentru început, Părinte Profesor, că este important să clarificăm înțelesul sau semnificația cuvintelor apostol, ucenic. Ce înseamnă, de fapt, apostolatul? Apostolii sunt cei mai importanți oameni din biserică, pentru că ei au fost mandatați de Domnul nostru Iisus Hristos ca să pună temelia bisericii. Ei au pus temelia care nu poate fi schimbată. Iar o credință, o biserică întemeiată de Sfinții Apostoli nu poate să aibă o altă temelie decât cea pusă, care este însuși Hristos. Deci importanța lor este remarcabilă, este evidentă și ei sunt unici în biserică. Nu pot să fie alți apostoli după apostoli, după perioada apostolilor. Apostolatul este irepetabil, nu poate fi transmis mai departe. Deci Sfinții Apostoli sunt garanția credinței noastre, garanția credinței noastre, a Evangheliei noastre, a adevărului Evangheliei, și nu ar putea să vină nimeni după secole să ne spună cum că am greșit ceva. Noi o și numim biserică apostolică. Tocmai pentru aceasta. Pentru că are la temelia sa cuvântul Evangheliei propovătuit de Sfinții Apostoli. Desigur, apostolatul este unic în istorie. Nu, apostolatul creștin nu poate să fie asemănat cu niciun alt fel de viețuire, de misiune, nu este o instituție care poate să fie asemănată într-o totul cu apostolatul. Există însă oarecare antecedente și putem să ne uităm la semnificația termenului apostol. Apostol înseamnă trimis sau misionar, cum ar zice latinii. Doar că diferă de trimiși obișnuiți, de misionari obișnuiți. Dacă ne uităm, de exemplu, la trimișii din Imperiul Roman, aceștia sunt niște curieri. Au o scrisoare în mână și o duc mai departe. Reprezintă doar acest statut de curier. Mai mult un pic primesc autoritate trimișii templului. Ei s-ar numi șeluahi, cei care duc cuvântul templului în diaspora, cei care primesc colectele pentru templu din diaspora și cei care au o autoritate, uneori scrisă, cum a avut-o și Saul din Tars, prigonitorul creștinilor, dinainte de a fi el însuși un mare apostol. Misiunea sa era una scrisă, primisese o împuternicire, o scrisoare de împuternicire și putea să-i aducă pe creștini legați și să-i aducă în fața Sinedriului ca să fie judecați, tocmai pentru că erau creștini. Nu era un apostol. Era doar un trimis al templului, iar apostolatul este mult mai mult decât un simplu trimis. Nu este doar un împuternicit care împlinește o ascultare. E mult mai mult. El însuși păstrează în sine chiar această autoritate. Deci autoritatea apostolului este deplină. El cuprinde nu doar un cuvânt al lui Hristos care i-a trimis și Mântuitorul stă departe de ei,
și Mântuitorul îi însoțește permanent. Chiar găsim în Cartea Faptele Apostolilor acest lucru, că Mântuitorul Hristos este prezent în biserică. Sau, despre Evanghelie, ne spune Sfântul Luca, cum că acolo găsim cele ce Iisus a început a face și a învăța. Aceste lucruri se vor continua în Faptele Apostolilor după ce Mântuitorul s-a înălțat la ceruri, pentru că nu doar apostolii fac minuni, predică Evanghelia, ci însuși Mântuitorul, după promisiunea asta, este împreună cu Sfinții Apostoli. Deci, apostolatul este minunat pentru noi și fiecare apostol reprezintă garanția adevărului credinței noastre. Revenind la termenul ucenic, ne putem gândi la perioada în care apostolii au fost învățăcei ai Mântuitorului Hristos. Ei au fost ucenici ai Domnului și pot fi diferențiați de ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, de ucenicii fariseilor, de ucenicii cărturarilor. Ei sunt ucenicii unui alt învățător. Primesc de la Mântuitorul Hristos foarte multe învățături, dar mai ales primesc exemplul personal de a învăța. Primesc, desigur, și multe minuni care îi fac să fie credincioși. Ei înșiși au fost părtași ai acestor minuni și l-au iubit pe Mântuitorul Hristos din toată ființa lor. Au fost capabili să-și lase totul pentru Mântuitorul Hristos și tot li s-a părut că n-au lăsat destul. Și în această atmosferă trăind, au învățat să fie apostoli. Încă nu erau apostoli. Erau doar ucenici, erau învățăcei. Urma să aibă calitatea de martori oculari. Atunci când primesc apostolia, când primesc harul apostolatului de plin, ei vor putea să garanteze prin propria lor mărturie ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce urechile noastre au auzit, acelea vi le binevestim. Nu sunt niște lucruri care le-am învățat de la alții. Nu avem o Evanghelie învățată de la alții. Avem Evanghelia Mântuitorului Hristos și vă spunem ceea ce cu ochii noștri am văzut. Această perioadă de ucenicie va fi foarte mult respectată de Biserica Primară. Și avem, cel puțin pentru mine, este o mare curiozitate cum, dincolo de Sfintele Evanghelii, cuvântul ucenic se referă doar la membrii bisericii, adică la ucenicii lui Hristos. Dincolo de această atmosferă a bisericii, găsim doar într-un singur loc termenul de ucenici. Sfântul Pavel, deocamdată prigonitor al creștinilor, este în fața porților Damascului și acolo primește chemarea de a fi și el ucenic. După ce s-a convertit, după ce a primit botezul, urmează o prigoană chiar împotriva sa. Și aflăm că ucenicii lui l-au salvat, l-au trecut dincolo de zidurile cetății. Singura mențiune despre ucenicii săi. A avut mulți ucenici, dar nu i-a numit niciodată ucenici, pentru că l-a rezervat acest termen pentru biserică, pentru ucenicii lui Hristos. Nu este suficient, nu poate să zică el însuși că se poate compara cu Mântuitorul. Dar ucenicii săi erau ucenicii rabinului Saul din Tars. Ceilalți ucenici, ucenicii creștini, care au fost foarte mulți, se vor numi fii. Fiii săi, fiule Timotei, fiule Tit și așa mai departe. Probabil mulți dintre ei care trecuseră și pe la școlile învățaților, pe la școala lui Gamaliel, această ucenicie îi făcea oarecum sau îi îndreptățea să se atașeze de o figură importantă căreia să-i urmeze. Dar pentru că pomeneați de importanța apostolilor, vedem în iconografia bisericească, pentru că aveți în responsabilitate aici la facultatea noastră de teologie și secția de artă sacră, Sfinții Apostoli nu lipsesc chiar de la intrarea în biserică. Pe peretele de la intrare, în privor, sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar în registrele de pe Sfântul Altar, de pe tâmpla sau iconostasul, cum îl numim noi,
există un registru dedicat Sfinților Apostoli, foarte aproape de Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că suntem o biserică apostolică și mărturisim credința pe care au mărturisit-o și Sfinții Apostoli. Și mai avem ceva. Putem să ne numim și noi fii ai acestor părinți, la fel cum Sfântul Pavel îi numea fii pe Timotei, pe Tit. Sunt convins că Sfântul Andrei, pe noi românii, ne socotește fiii săi și ne iubește ca pe niște fii ai săi. Într-adevăr, la intrarea în biserică, Sfinții Apostol Petru și Pavel ne întâmpină. În partea dreaptă, Sfântul Petru are cheile raiului, cheile care le păstrează biserica și fiecare credincios vine la preot ca să-i deschidă porțile raiului prin Sfânta Taina Spovedaniei. Aceasta este semnificația cheilor. În cealaltă parte este Sfântul Pavel, care ne așteaptă cu Evanghelia ca să ne învețe să trăim după dreptarul cuvintelor sănătoase. Iar pe tâmpla bisericii, pe catapeteazmă, se pare că încă din vremea Sfântului Constantin cel Mare, când s-a hotărât ca să zidească o biserică în cinstea Sfinților Apostoli, care se pare că era mai mare chiar decât Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, atunci a așezat pe frontispiciu numele celor 12 apostoli. Și de atunci noi păstrăm acest registru cu Sfinții Apostoli și nu numai acolo, sunt chiar la noi în țară o serie întreagă de mărturii arheologice că încă din secolul I, din secolul II, credincioșii aveau reprezentări cu Sfinții Apostoli, cu toți cei 12. După înălțarea la cer, cei care au fost prezenți la pogorârea Duhului Sfânt. Iată o bogăție care parcă nu se sfârșește niciodată. Aș putea, îndrăznind, o moștenire frumoasă, pentru că, părinte profesor, și cei neștiutori de carte, când deschid ușa bisericii, sunt cuprinși de acest miraj al învățăturilor care îi copleșesc numai privind, numai ascultând și în felul acesta primesc harul și puterea vindecătoare și mântuitoare a bisericii noastre. Biserica ortodoxă are o duminică închinată chemării apostolilor. Aș vrea în minutele următoare pentru telespectatorii noștri să-i numim pe cei 12 apostoli, să descoperim împreună de ce apostolul Andrei este numit cel întâi chemat. De altfel, și în rânduielile noastre s-a introdus această formulare atunci când îl facem referire sau îl pomenim pe Sfântul Apostol Andrei, adăugând cel întâi chemat. E adevărat, chemarea este un lucru extraordinar și apostolii s-au învrednicit de a fi cu adevărat chemați. Poporul ales se considera, o parte dintre oamenii poporului ales, se considerau chemați. Ei sunt chemați de Dumnezeu. Chiar circula printre ei un verset vechi testamentar, care îl citau adesea, ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, de ce este rău să nu vă atingeți. Și ei înșiși se osebeau, se considerau chemați. Doar că Dumnezeu i-a chemat pe unii dintre ei și nu i-a chemat pe toți. Și apostolii au această calitate de a fi chemați chiar de Mântuitorul Hristos ca să fie apostoli. Nu au fost aleși de către ceilalți, de către mulțime, nu s-au autopropus, și Mântuitorul însuși i-a chemat pe ei. Într-adevăr, această chemare a fost una de răsunet. Este o chemare ca și chemare la viață, când Dumnezeu îl cheamă pe om la existență. Pe Adam îl cheamă ca să fie viu. Sau, mai apoi, când îl cheamă Mântuitorul Hristos pe Lazar din mormânt, să vină afară, să vină la viață. Așa este și cu chemarea apostolilor. Ei sunt chemați pentru viața lumii, pentru că ce ar fi lumea fără biserică? N-ar avea o perspectivă a veșniciei, a vieții veșnice. Chemarea apostolilor se face mai întâi la nivelul de ucenici.
Apoi îi va chema, adică îi va numi apostoli. Și dacă ne referim la aceste etape ale chemărilor succesive, că prima dată îi cheamă să-l urmeze, apoi îl cheamă să meargă cu ei pe munte, să-l asculte, să-i asculte predica, apoi îi cheamă în sfârșit să vadă o minune și așa mai departe. Sunt chemări succesive. Fiecare dată și la școală sună clopoțelul și astăzi și mâine, nu dintr-o dată. Dar această primă chemare a Mântuitorului pe care o face apostolilor pe care noi îi cunoaștem astăzi cu numele, l-a găsit tocmai pe Sfântul Andrei. El se afla în această atmosferă a așteptării venirii lui Mesia. Era ucenic al lui Ioan Botezătorul, auzise predica plină de râvnă a Sfântului Ioan Botezătorul și era hotărât să caute cu tot din adinsul unde este Mesia. Și l-a găsit. Pentru că Ioan Botezătorul, Sfântul proroc Ioan Botezătorul, i-l-a arătat. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Iar Andrei, văzându-l pe Iisus, l-a urmat și apoi l-a chemat și pe fratele său Petru și i-a zis, foarte ușor, foarte simplu, fără niciun fel de îndoială, l-am găsit pe Mesia, cu multă bucurie. Doar că nu aceasta a fost chemarea sau formarea grupului celor 12. Acest grup se formează după ispitirea Mântuitorului în pustia Carantaniei și găsim în Sfintele Evanghelii numite sinoptice, Matei, Marcu, Luca, găsim acest detaliu al chemării ucenicilor pe malul lacului Tiberiadei sau al Galilei. Ei, pescari fiind, au ostenit mult, ca orice om care nu a primit sau nu a fost încă vrednic de ajutorul lui Dumnezeu. Omul care se socotește puternic și lucrează cu propriile lui forțe, se ostenește, dar nu poate să facă. O noapte întreagă au pescuit, se pregăteau din nou pentru noaptea următoare, își cârpeau mrejele, erau osteniți și Mântuitorul trece pe lângă ei, îi vede obosiți, osteniți și le adresează următoarea chemare. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei au lăsat totul, inclusiv pe tatăl lor, este cazul lui Petru și al lui Andrei, și l-au urmat pe Mântuitorul Hristos fără să întrebe, dar unde vrei să mergem? Dar ce vrei să ne spui? N-au întrebat nimic. Îl cunoșteau deja. Cel puțin Petru și Andrei îl cunoșteau bine pe Mântuitorul Hristos și l-au urmat. L-au urmat și ceilalți. În total sunt 12 și în toate relatările cu numele celor 12 apostoli găsim o ordine, nu exactă. Primii 4 sunt cei chemați acum pe malul lacului Tiberiadei. E vorba de Petru, Andrei, Ioan și Iacov. Petru și Andrei sunt frați, fii ai lui Iona, Iacov și Ioan de asemenea sunt frați, fii ai lui Zevedeu. Erau pescari și sunt unii de părere cum că Mântuitorul îi cunoscuse și mai înainte datorită calității sale de copil care a crescut în casa tâmplarului Iosif din Betsaida Galilei, de unde este și Sfântul Andrei, casa peștelui. Aceste familii de pescari aveau nevoie pentru corăbile lor, aveau nevoie de ajutor din partea unui specialist. Și simbolul acesta al peștelui pentru veacuri în biserica primară a însoțit pe creștini. Așa este. Pentru că este și un simbol al speranței, este și un simbol al liniștii și al jertfei, dar mai mult decât atât, în numele său grecesc, poartă chiar mărturisirea noastră de credință. Ichthys este peștele și înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Deci este prescurtarea celei mai scurte mărturisiri de credință.
în această atmosferă, iată, Sfinții Apostoli dau o nouă dimensiune vieții lor. Chiar în Evanghelia după Luca vedem o pescuire minunată, că Mântuitorul i-a chemat, dar i-a convins. Și ei și-au păstrat această smerenie de la început, pentru că, de exemplu, Sfântul Petru s-a socotit nevrednic să intre în corabia sa chiar Mântuitorul Hristos. Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Nu s-a considerat vrednic ca să primească o astfel de minune. Următorii ucenici ai Mântuitorului sunt cuprinși în celălalt grup de patru și aici îl întâlnim chiar pe autorul primei Evanghelii, care nu era pescar, era vameș. Deci vom avea acum pe Filip, Bartolomeu, Tadeu și Iuda, sunt în ultimul cadran. Sunt acum, este împreună cu Matei, este împreună și Iacov, zelotul, este cu Iacov al lui Alfeu, da, care ar arăta oarecare rudenie chiar cu Sfântul Evanghelist Matei. Un caz aparte îl reprezintă Iuda, ultimul dintre ucenici, așezat în toate listele ca fiind ultimul, pentru că Iuda Iscarioteanul l-a și vândut pe Mântuitorul Hristos. Și el este exemplul negativ de ucenic care a primit toată atenția Mântuitorului și chiar toate darurile spirituale, dar nu a fost vrednic, pentru că a vrut mereu altceva. Numele său ne spune ceva. Ne spune că este bărbat este bărbat purtător de sică și unii dintre teologi au considerat că de fapt ar fi fost un zelot încă de la început, poate chiar unul dintre întemeietorii acestui curent care a dus la dispariția templului și a spiritualității evreiești în anul 70. Acest grup de ucenici este desăvârșit înainte de predica de pe munte, când Mântuitorul, aflăm din Sfintele Evangheliei, numește apostoli. Deci nu sunt doar ucenici, ei sunt apostoli, sunt acei trimiși ai Mântuitorului în lume. Deocamdată îi trimite în Galileea, îi va trimite pe cei 70 în preajma Ierusalimului, dar îi trimite cu un cuvânt de pace, spunându-le oamenilor despre pace, dându-le oamenilor pace, pace casei acesteia. Și să le vorbească, desigur, despre necesitatea de a se căi de păcate și de bucuria de a-L primi pe Hristos. Ei, de fapt, pregătesc venirea Mântuitorului în toate locurile în care El urma să vină. Dar nu se gândeau că Mântuitorul îi însoțește efectiv. Ei credeau că o să vină Mântuitorul după aceea. Deci ei au mers, au găsit un om care îi va primi, îi va găzdui. Nu, Mântuitorul îi însoțește și le spune ceea ce ei nu văzuseră. Că i-au văzut că demonii fug, se cutremură și s-au bucurat și apoi au venit, Doamne, și demonii ni se pleacă în numele Tău. Nu, nu vă bucurați de asta. Ce n-ați văzut voi este că numele voastre sunt scrise în ceruri. Sau n-ați văzut că am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Deci lucrarea Sfinților Apostoli nu este a lor, nu este a unor oameni, ci este lucrarea lui Dumnezeu în lume. Cu siguranță sunt dincolo de mărturisitori ai lui Hristos, sunt și niște înainte mergători. Revenind în actualitate, Părinte Profesor, vă propun să facem un scurt popas la mănăstirea noastră dragă Lainici, aici în Oltenia, o vatră a Isihiei. Cu siguranță, mulți dintre telespectatorii care ne privesc acum au pășit pe porțile mănăstirii și au descoperit, așa cum spuneam, pace și liniște. Vă doresc o vizionare cu folos duhovnicesc. Thank you.
Aproape de granița dintre nordul Olteniei și sudul Ardealului, printre munți și văi, se ridică una dintre cele mai vechi, frumoase și cunoscute așezări monahale din România, Mănăstirea Lainici. Istoria acesteia, ctitorii și sfinții care au slujit-o atrag an de an credincioși de peste tot, în căutarea Harului Sfânt sau a unor clipe de reculegere și liniște sufletească. Oare câte milioane de rugăciuni s-au înălțat de aici spre cer de la cei care au slujit-o sau i-au trecut pragul? Asta numai Dumnezeu știe. De numele Sfântului Nicodim de la Tismana se leagă și înfăptuirea mănăstirii Lainici. În căutarea locurilor potrivite sihăstriei, a ajuns și aici, în Valea Jiului, unde a ridicat un schit din lemn. Se întâmpla prin secolul al XIV-lea. Primul stareț al mănăstirii, Atanasie Schimnicul, reface schitul și ridică o nouă bisericuță din lemn prin secolul al XVII-lea. Mănăstirea se reconstruiește din temelie la începutul secolului al XVIII-lea. Ca o mărturie, în fața vremurilor de mult apuse, stă vechea bisericuță, ce încântă ochiul privitorului cu portretele ctitorilor și cu originalitatea picturii, desăvârșită la 1817 în frescă și care respectă canonul iconografic bizantin. Mănăstirea Lainici ne arată documentele vremii a avut trei răstigniri majore în istoria sa. În secolul al XVIII-lea, în timpul secularizării averilor mănăstirești, în primul război mondial și în timpul regimului comunist. De fiecare dată a reușit să renască. Numele mănăstirii Lainici este de origine grecească și s-ar putea traduce ca trecătoare prin munții de piatră. Sau poate că numele unui trib getodacic al lailor a fost preluat și așa s-a transformat în Lainici. Cel mai strălucit stareț al mănăstirii este considerat a fi cuviosul Irodion Ionescu. El a ales de tânăr calea monahală pe care a slujit-o cu sfințenie, întâi la mănăstirea Cernica, sub îndrumarea starețului Calinic, care l-a trimis la schitul Lainici, pe la 1854, să o rânduiască așa cum se cuvine viața monahală, și a făcut-o bine timp de 50 de ani. Luceafărul de la Lainici, așa cum îi se mai spune, îi mai îndrumă și astăzi cu credința sa pe muritori. După multe căutări, osemintele sale au fost dezgropate din curtea mănăstirii, iar acum moaștele sale veghează această lume din racla așezată în Biserica Nouă. Și pentru că biserica cea veche a devenit neîncăpătoare pentru credincioșii ce veneau aici la slujbe, iată că în zilele noastre se înalță mândră biserica cea nouă, ce impresionează cu arhitectura de tradiție brâncovenească și pictura în stil bizantin. În 2006, la mănăstire, a fost adusă de la muntele Athos o copie a icoanei Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea. Este a cincea copie care s-a făcut în ultimii 100 de ani. În prezent, la mănăstirea Lainici, viețuiesc aproape 40 de monahi. Cel mai tânăr numără 20 de ani și cel mai vârstnic 84. Dacă privim în oglinda vremurilor, vedem cum un mic schit, ridicat în ținuturile sălbatice străbătute de jiu, de un apărător al ortodoxiei, a căzut, s-a ridicat și s-a reconstruit de atâtea ori. Dar a rezistat, ca un semn de mare binecuvântare, revărsată peste mulțimea de credincioși, care găsesc alinarea aici, când îl caută pe Dumnezeu, când îi pomenesc pe cei care nu mai sunt lângă noi, se roagă pentru sănătate sau, pur și simplu, contemplă frumosul.
Doamnelor, domnilor, am revenit în studio. Părinte profesor, iată, ați enumerat lista Sfinților Apostoli. Istoricul Eusebiu de Cezarea consemnează faptul că după sărbătoarea cincizecimii, fiecare dintre apostoli primește în grijă o anumită zonă din lumea cunoscută la vremea aceea pentru a aduce cuvântul Evangheliei sau cuvântul lui Hristos. Sfântul Apostol Andrei, așa cum este consemnat de acest mare istoric apropiat împăratului Constantin cel Mare, spune că Sfântul Andrei ajunge în părțile noastre de la Marea Neagră, de la gurile Dunării, în Sciția Minor, în Dobrogea de astăzi. Aș vrea să ne oprim puțin, pentru că noi știm că existau înainte de Hristos, în veacul 7 până în, cred că aproape de veacul al 4-lea, o comunitate de coloniști greci. Mai apoi au venit acești citi care erau de origine iraniană și s-au așezat aici. Există foarte multe mărturii care vorbesc despre prezența apostolului Andrei în zona Dobrogei. Există chiar o literatură destul de complexă care ne vorbește, chiar un articol scris de un ziarist grec care pomenește că Sfântul Andrei ar fi stat în Dacia aproape 20 de ani. Însă sunt lucruri pe care istoricii le-au comentat, mai mult sau mai puțin confirmând cu argumente ale istoriei. Haideți să vorbim despre cuvântul Evangheliei pe care apostolul îl aduce aici, la gurile Dunării, la Marea Neagră, în Dobrogea noastră. Sfântul Andrei este apostolul românilor și noi avem această bucurie să afirmăm că avem o credință de origine apostolică. Cum s-a hotărât și cum au ales apostolii această zonă din lume fiecare, sigur, n-a fost alegerea lor. Ei au primit această ascultare ca de la Dumnezeu, pentru că însuși Dumnezeu a hotărât pentru fiecare în parte unde să meargă și să predice Evanghelia. Iar Sfântul Andrei a trebuit să vină și să predice Evanghelia la un popor nu tocmai liniștit și pașnic pe vremea aceea. Aveau anumite calități, hotărârea în a face lucrurile bine, în sfârșit unitatea de neam pe care o aveau, unitatea de credință pe care o aveau înainte să îl întâlnească pe Hristos odată cu predica Sfântului Apostol Andrei, dar aveau și multe calități, între ghilimele, care îi făceau de temut. Deci Sfântul Andrei a venit la lupi. Pentru că asta este semnificația. Este chiar numit Apostolul Lupilor. Apostolul Lupilor. Și el a venit la cei care se numesc lupi. Daci, etimologia cuvântului, înseamnă lupi. Desigur, există o legendă conform căreia Sfântul Apostol Andrei a ajuns la Sarmisegetuza și, însoțit de un lup, a mers mai departe până la peștera Sfântului Andrei, peștera care îi poartă numele, unde e păriașul Sfântului Andrei și unde probabil a botezat mulți dintre înaintașii noștri. Despre șederea sa la noi în țară, avem aceste mărturii, mai ales toponime, peștera Sfântului Andrei, părăiașul Sfântului Andrei, multe colinde ale Sfântului Andrei, multe legende despre Sfântul Andrei și alte obiecte din acestea care atestă creștinismul la noi în țară chiar din secolul I. Însă cel mai important argument pentru păstrarea cu sfințenie acestei concluzii că Sfântul Andrei a încreștinat pe strămoșii noștri, cred că este argumentul lingvistic. Avem în limba noastră foarte multe cuvinte latine. Deci credința noastră creștină este de origine latină. Dintr-o vreme în care apostolii predică strămoșilor noștri daci și romani
în limba cunoscută de ei sau într-o limbă care a fost, cum ar fi greaca, repede tradusă în limba vorbită de toți ceilalți oameni. Și aceste cuvinte se găsesc cu prisosință chiar și în rugăciunea Tatăl nostru. 80% din această rugăciune, cuvintele sunt de origine latină și nu seamănă cu limbile, cu limba latină oficială pentru Imperiul Roman, limba latină oficială, ci limba în care au fost traduse sau s-au păstrat primele traduceri ale textului Noului Testament. Ne impresionează, de exemplu, că termenul biserică este unic. Noi nu spunem eclezia, adunare, ci spunem locul în care oamenii se adună. Și suntem de origine latină, avem un alt Basilica, cuvânt latin pentru biserică. Foarte important acest lucru. Adică noi am primit credința creștină și cuvântul Evangheliei înainte ca acesta să fie tradus în limba latină. Foarte important că noi am păstrat exact așa cum am primit de la Sfântul Apostol Andrei, de la ucenicii săi, de la însoțitorii săi sau de la alți ucenici ai săi sau ucenici ai altor apostoli, cuvântul Evangheliei din veacul apostolic. Desigur, petrecerea Sfântului Andrei a avut roade și se văd acestea din mărturiile arheologice, din limba pe care o avem și din evlavia pe care o avem la Sfântul Apostol Andrei. Despre sfârșitul său mucenicesc, știm că nu s-a petrecut la noi în țară, pentru că după ce a socotit misiunea încheiată la noi în țară, adică a hirotonit episcopi, preoți, a organizat biserica, a mers mai departe. Avem o mărturie chiar la primul sinod ecumenic, că de la Tomis am avut un episcop prezent la sinodul de la Constantinopol. Sigur că da. Avem foarte multe mărturii despre credința puternică a acestor locuitori ai malului mării și ai gurilor de vărsare ale Dunării. O credință puternică care a născut foarte mulți martiri în dreapta și în stânga Dunării în vremea persecuțiilor și despre unii se interesează, de exemplu, Sfântul Vasile cel Mare, vor veni și goții care nu știm dacă au luat au primit credința de la înaintașii noștri, care înaintașii lor, sau în sfârșit au înmulțit credința celor care existau aici. Pomeneați la un moment dat de martiriul Sfântului Apostol Andrei, că nu s-a întâmplat aici pe pământul nostru românesc. E o particularitate. El sfârșește într-un mod martiric, fiind răstignit pe o cruce. Un pic atipică, să-i spunem, să o numim așa. Dar care s-a păstrat în conștiința noastră și o ține minte și o vedem de câte ori trecem linia ferată. Crucea Sfântului Andrei. Este o cruce în formă de X pe care Sfântul Andrei a ales-o ca să nu fie la fel ca și crucea Mântuitorului. Nu s-a socotit vrednic să moară ca Mântuitorul Hristos. La fel a făcut și Sfântul Petru, cum foarte bine știm, fratele său, că și el a ales să moară, a cerut să fie răstignit, dar cu capul în jos. Deci Sfântul Apostol Andrei a fost răstignit pe o cruce în formă de X, în Patras, în Grecia, și amintirea sa a rămas, chiar dacă nu știm exact când, în ce moment a fost răstignit. Unii vorbesc de anul 60, alții spre sfârșitul secolului I. Vorbim de o perioadă de persecuție a bisericii creștine în perioada lui Nero. Când au murit și alți apostoli, de exemplu Sfântul Petru, am vorbit fratele său 29 iunie 67, în aceeași zi Sfântul Pavel i s-a tăiat capul tot la Roma. O perioadă de mari persecuții în care mulți creștini au sfârșit și desigur că Sfinții Apostoli au fost cei care au deschis efectiv ușa împărăției Raiului prin martiriul lor, că ei au intrat în Rai prin această moarte mucenicească. Deci Sfântul Apostol Andrei
a murit la fel, dar conștiința și credința ucenicilor săi a făcut ca să-i fie păstrată amintirea, să-i fie păstrat cu Evlavie locul în care a murit și să poată să fie așezate la loc de cinste sfintele sale moaște. Istoria ne confirmă și o peregrinare a moaștelor, a rămășițelor pământești ale Sfântului Apostol Andrei, pentru că într-o primă fază ele ajung la Constantinopol, în Biserica Apostolilor, și poate ne oprim asupra acestui detaliu, Biserica Apostolilor, numirea aceasta, apoi ajung în Italia, la Amalfi, chiar la una dintre bisericile Romei, fără a-i fi dat numele acestei biserici, după care, în urma unei înțelegeri între cele două biserici, cea de Răsărit și cea de Apus, se întoarce la Patras. Există o parte din moaștele lui chiar pe Sfântul Munte, în Careia, la biserica numită Sfântul Andrei. E adevărat. Sfântul Andrei a sfințit locurile pe unde sfintele sale moaște au călătorit. Dorința Sfântului Împărat Constantin cel Mare de a închina o biserică Sfinților Apostoli a fost atât de mare încât a făcut eforturi foarte mari. Fiul său a continuat eforturile sale și, desigur, există un teolog de secolul XIII care a încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat cu această biserică. Ea nu mai exista, știți, în această zonă, da. Biserica Sfânta Sofia. Construcție greu de realizat. Dar de ce să fie organizat așa? În subsolul bisericii să fie așezate 12 cripte, goale deocamdată. Și în mijloc, în sfârșit, un loc în care să îl simbolizeze chiar pe Mântuitorul Hristos. Ce a avut în minte? Repede ne dăm seama că Sfântul Constantin s-a gândit, ne spune Mensarides, să aduc aici moaștele celor 12 apostoli. Dar cine, dintre credincioșii Romei, de exemplu, mă gândesc că ar fi fost de acord să fie adus Sfântul Petru aici. A reușit, în schimb, împăratul Constantin și fiul său, după aceea Constanții, să aducă la Constantinopol moaștele Sfântului Apostol Andrei, singurul dintre cei 12 ale cărui moaște au fost aduse în Constantinopol. Au mai fost aduse și moaștele Sfântului Timotei, ale Sfântului Luca, dar nu dintre cei 12. Da? Și în cele din urmă moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur. Desigur, istoria a făcut să vină în aceste locuri și alte popoare, știți foarte bine, cu musulmanii, când au intrat aici, care a fost atitudinea lor. Dar în cele din urmă, bucuria noastră ca și creștini este să știm că avem unde să îl cinstim pe Sfântul Andrei și, mai mult decât atât, că sfintele sale moaște au fost aduse și primite cu cinste în biserica noastră de două ori, așa, după Revoluție. Sfintele moaște ale Sfântului Andrei, ca și sfintele moaște ale tuturor sfinților, desigur, ne îndeamnă să le păstrăm exemplu, să le cinstim așa cum se cuvine și să nu uităm cine suntem noi. Adică fiii acestor mari sfinți, cei pe care sfinții îi iubesc și cei care suntem ocrotiți. Este o mărturie vie pentru noi. De aici și numărul foarte mare de creștini care poartă numele Sfântului Andrei, fără a mai vorbi despre obișnuința aceasta pe care am păstrat-o de la moșii și strămoșii noștri, de a pune pruncilor noștri, fiilor noștri, nume de sfinți. La un moment dat se alegeau sfinți militari, Sfântul Dimitrie, Sfântul Procopie, Nestor, Gheorghe, foarte multe nume, Constantin, Elena, mama sa, împărăteasa Elena. Este un lucru minunat pentru că reușim noi să
oferim generațiilor care vin după noi această memorie care nu se întrerupe niciodată, că Sfinții ne aparțin nouă, sunt ai noștri. Așa este, e foarte adevărat. Și Sfântul Apostol Andrei este cel care iubește, poate, într-un mod aparte, copiii. Dacă citim cu atenție paginile Noului Testament, observăm că este un sfânt smerit. Deși primul chemat nu ia des cuvântul, nu rămâne cu lucruri care alți apostoli le-au spus, este un sfânt care nu se remarcă foarte des, dar îl găsim într-un context neașteptat. Mântuitorul cere ucenicilor să facă un lucru imposibil, chiar dacă aveau strânși deja mulți bani și puteau să cumpere pâine pentru mulți oameni, dar s-au întrebat, Doamne, sunt 10.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Sunt 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Deci peste 10.000 de oameni. De unde să cumpărăm atâta pâine pentru ei? Și răspunsul Mântuitorului i-a pus pe gânduri. Zice, dați-le voi să mănânce. Și în momentul acesta, Sfântul Andrei a găsit o soluție. E un copil aici care are 5 pâini și 2 pești. El l-a cunoscut pe acest copil și a știut că are aceste pâini și iată, Mântuitorul a făcut această minune. Deci, desigur, ca să știe ce are copilul în plasă, trebuie să-l cunoști. Iar Sfântul Apostol Andrei l-a cunoscut pe acest copil. Deci, când vom da numele copiilor noștri, numele Sfântului Andrei, desigur că suntem siguri că Sfântul Andrei îi iubește cel puțin la fel de mult ca și pe copilul acesta, îi cunoaște ce are în plasă, ce are și în traista gândurilor, da? Și poate să îi ajute cu darurile sale și pe ceilalți oameni. Pentru că foarte frumos Scriptura consemnează un lucru, cel puțin pe mine ca teolog, mă șochează de fiecare dată. Apare o întrebare pe care destul de rar o mai găsim: unde locuiești, Doamne? Și de fiecare dată, pentru că suntem slujitori ai Sfintelor Altare, ne întreabă credincioșii: Părinte, dar totuși în timpul slujbei trageți perdeaua aceea, dvera, se creează această stare, încărcătură emoțională de mister, nu știm ce se întâmplă dincolo. La evrei exista această tradiție ca bărbatul să frângă pâinea și se crea această intimitate a casei. Eu socotesc că îl căutăm pe Dumnezeu și știm că El locuiește aici cu noi, că este alături de noi. La final, Părinte Profesor, aș vrea un gând să transmitem tuturor telespectatorilor noștri astăzi, în zi de sărbătoare, când ne serbăm ocrotitorul nostru, al tuturor românilor, pentru că acest gând poate să ajungă și la cei care sunt puțin mai departe de noi. Pentru că suntem în zi de mare sărbătoare, trebuie să spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol Andrei. Dar trebuie să urăm tuturor românilor sănătate, pace, liniște și viață lungă. Dar mai presus de toate, trebuie să nu uităm să fim credincioși. Dacă suntem credincioși, suntem și români. Dacă păstrăm cuvintele Sfântului Apostol Andrei, avem și ocrotirea sa. Deci, e bine să fim credincioși și bucuroși, mai ales că începe luna aceasta a bucuriei cu foarte multe sărbători și să nu uităm să fim aproape de Sfânta Biserică. Acolo îl găsim pe Dumnezeu. Iar Apostolul Andrei, îndrăznesc a completa cuvintele minunate și frumoase, înălțătoare, pe care le-ați rostit, este cel care deschide calea Sfinților care dăruiesc. A Sfinților care dăruiesc. Și noi nu trebuie să uităm niciodată că atunci când dăruim, dobândim. Pentru că am învățat de la părinții noștri să
nu ținem doar pentru noi. Când avem ceva în plus, să dăm și celui care este în suferință și în necaz, trăim o viață comunitară, o viață de comunitate și nu trebuie să ne îndepărtăm unii de alții, înțelegând prin mărturia pe care ne-o dau Sfinții, în cazul de față Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul nostru, că bunătatea, dragostea pe care o purtăm pentru cei de lângă noi este una care se aseamănă cu iubirea, cu bunătatea și cu dăruirea lui Dumnezeu. Până la o nouă ediție, preotul Marius Reșceanu vă dorește toate cele bune, o zi binecuvântată, la mulți ani tuturor!